Președintele României, Claus Iohannis, a transmis un mesaj de condoleanțe majestății sale regale Charles al III-lea în urma trecerii în eternitate a reginei Elisabeta a II-a. Un lider excepțional care și-a servit patria cu devotament și responsabilitate desăvârșită, reprezentând un simbol al stabilității și un veritabil reper moral pentru întreaga lume, a subliniat președintele Iohannis. România se alătură poporului britanic și familiei regale britanice în doliu, a transmis și premierul Nicolae Ciucă. Regina Elisabeta a ii a fost un exemplu pentru noi toți, spune Florina Alexandru Alexe, vicepreședinte al Camerei Deputaților. Elisabeta II a Marii Britanii a fost uh, un, uh, un exemplu pentru toți oamenii politici, nu numai din, uh, din lume. A fost o figură marcantă a ultimului secol. Uh, a urcat pe tron în urmă cu 70 de ani și de atunci prin energia, prin uh, modul în care a știut să și îndrume Cetățenii și guvernul a fost un exemplu pentru noi toți. De asemenea, liderul liberal, Florin Alexandru Alexe, a subliniat că noul monarh al Marii Britanii este un bun prieten al României. Este un, un monarh care iubește România. M-a bucurat enorm să văd că, în urmă cu 2 ani de zile, a dat un mesaj atât de frumos și emoționant de sprijin a tot ceea ce înseamnă oameni afectați de pandemie din industria hotelieră, din industria de turism din România, a fost încă un gest de mare dragoste și prietenie pe care Prințul Charles l-a făcut, acum regele Charles al III-lea, pentru cetățenii români și pentru România. O declarație de dragoste cu adevărat importantă. Vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Alexandru Alexe s-a referit și la principalele provocări pe care le va avea regele Charles al III-lea. Este evident că prima provocare este cea a războiului din Ucraina, Marea Britanie a fost un susținător puternic al, al Ucrainei și sunt convins că va continua acest sprijin din partea Marii Britanii. Iar finalizarea acestui, acestui război și, odată cu acesta, finalizarea crizei energetice care lovește Europa și nu numai, și întreaga lume, cred că este provocarea cea mai mare pe care o are în față noul monar și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis joi seara după decesul reginei Elisabeta a Marii Britanii condoleanțe familiei regale britanice și întregului regat unit pentru această pierdere ireparabilă.